Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Hey, vă spunem din nou bună dimineața și vă întrebam ieri ce cadouri pregătiți de Crăciun sau ce așteptați de la moșu. Da, în mod surprinzător s-a topit zăpada acum la început de martie, după ce în februarie au fost 15-19 grade. Pe 1 martie pe... Nu, cum să ningă de... Deci da, pe 1 martie a nins și pe 2. Da. A nins mai mult decât a nins toată iarna. Exact, da. Și acum nu știu de ce s-a topit. Adică nu de-abia venise iarna? Cum este? Cred că e și o țâră de primăvară. Nu înțeleg ce... E o combinație. Noi nu prea înțelegem. L-am sunat pe prietenul nostru, Silviu Grigore, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Neața. Bună dimineața, voi și ascultătorilor Europa FM. Mă bucur să ne reauzim. Ne pregătim de ce? De boboteaza perit nouă acum, care o să fie în aprilie sau cum? Că nu mai înțelegem. Ce se întâmplă cu vremea? Pentru a continua spiritul de glumă al vostru, să nu uităm totuși că prima parte a lunii martie este acea perioadă cunoscută drept perioada babelor, cu care babe. Sunt extrem de capricioase. Remarc spiritul vostru de observație cu privire la faptul că a nins la început de martie, așa cum nu a nins practic pe toată durata iernii, respectiv pe 1 martie am văzut strat de zăpadă sau la începutul lunii martie, în capitală cel puțin de până la 5-6 cm în Dobrogea, în sud-estul Munteniei, spre 18, aproape 20 de cm. Exact. În timp ce noi comentam ieri că, uite, ninge, nu știu ce, primeam mesaje de la ascultători. E viscol în Constanța, ce face? Rămânem însă pe ziți. Exact, au fost atenționări, avertizări, cod galben, respectiv cod portocaliu, din cauza viscolului, dar... Pe de altă parte, trebuie să remarcăm și regimul termic destul de modest pentru această perioadă, pe de o parte. Pe de altă parte, să le spunem ascultătorilor noștri că perioada aceasta cu vreme atipică, oarecum, încă nu s-a încheiat, pentru că și în zilele următoare vor mai fi precipitații sub formă de ninsoare în mai multe zone, în principal în cele montane, parțial în cele submontane, iar din punct de vedere termic, deși ziua de astăzi este caracterizată de valori apropiate de cele normale pentru debutul lunii martie, adică maxime cam între 1 și 10 grade, finalul de săptămână și mai ales săptămâna viitoare vor veni cu o răcire a vremii, așadar regimul termic va fi sub cel normal pentru această perioadă, mai ales nopțile vom simți acest lucru prin faptul că la finalul săptămânii și începutul săptămânii viitoare, minimele vor fi aproape exclusiv negative și chiar valori sub pragul gerului la munte, posibil și prin estul Transilvaniei. Nu cred, adică vestea mai bună este aceea gerul. Că următoarele exact săptămâni vor fi caracterizate de o schimbare a vremii, adică estimarea pe cele 4 săptămâni care provine de la Centrul European de Prognoză Meteorologică, arată că vremea va intra într-un proces de încălzire și precipitațiile nu vor fi însemnate cantitativ, ba chiar putem vorbi despre un deficit de precipitații. Deci în perioada adică următoare o să fie variații de temperatură, în weekend se strică vremea, când... Săptămâna viitoare e frig tare și mai și ninge și pe urmă e secetă și foarte cald. Și la sfârșit, spre sfârșitul lunii venim la normal, asta spui, Silviu. Da, chiar valori ușor peste cele normale, dar evident, sunt niște estimări și trebuie să ținem cont de actualizarea prognozelor meteorologice prin informațiile care sunt furnizate pe durată scurtă sau pe câteva zile. Acesta este intervalul pentru care acuratețea prognozelor este una foarte, foarte bună, dar în ceea ce privește zilele imediat următoare, spuneam că fenomenele de iarnă încă nu s-au încheiat și vor continua, ba chiar în zonele montane, parțial și în cele submontane, pe alocuri și în celelalte zone mai joase, vor mai fi precipitații mixte și la munte ninsoare, stratul de zăpadă va mai crește, vor fi intensificări ale vântului, adică un ansamblu de fenomene specifice ierni. E bine, ceea ce s-a întâmplat însă în zilele trecute este rezultatul unei structuri atmosferice, unei evoluții a câmpurilor atmosferice mai puțin obișnuită, adică a fost un ciclon cu o depresiune atmosferică retrogradă. Acesta este motivul pentru care a nins chiar însemnat cantitativ pentru data la care ne raportăm în sud-estul țării, în zona Dobrogei și în sud-estul Munteniei. Au fost și intensificări ale vântului, adică viscol.
situația se va ameliora oarecum, având în vedere că această depresiune nu va mai influența țara noastră. Asta înseamnă că urmează o perioadă numai bună pentru schi. Da, o să fie zăpadă la munte, înțeleg? Cu certitudine, da. Da. Dacă am putea, mai am eu o întrebare foarte serioasă, așa, vrem niște informații din interior, ce babă să ne alegem? Ca să fie, adică, în perioada următoare... E mai complicat să alegi baba. Practic, trebuie să ții cont de data la care te-ai născut. Ai văzut? Serios? Da. Acela este mecanismul de stabilire a babei. Suntem condamnați. Silviu, care e baba ta? Să ne uităm la meteo și luăm toți baba. Sincer, astăzi. Da. Astăzi e baba ta, Silviu, da? Și baba voastră, v-ați calculat? Nu știu să calculez. Baba mea e mâine, de exemplu. Eu nu știu ce să calculez, nu știu cum se face păi, asta. Aduni cifrele și trebuie să-ți dăm un număr. Te-ai născut, exact. M-am născut în data de 18. Deci baba ta e baba pe 9. Data de 9, expiră. Pe 9, cum exact. E vremea pe 9? Nasol. Spuneam că vremea va fi... o babă frumoasă. Rece. Rece, dar curată. Mulțumim foarte exact. Frumos. Exact, se menține tânăr. Da. Silviu, mulțumim tare mult și o zi frumoasă cu numai baba bine, ta. Silviu. Mulțumesc, asemenea și vouă. Toate cele bune. Deci rămânem cu babele noastre. Tu ce, când e baba ta? Păi 6. 6? Da. Bine, ok. Azi e 3. 4. Eu am zis în glumă, voi m-ați luat în serios. Stai mă că, cum să nu vorbești de babe? Da, eu zic, cum să nu vorbești trebuie de babe? Trebuie foarte serioasă. Nu știți că anul trecut am avut... Anul trecut am avut subiect aici, că ați uitat, v-ați ramolit. Da. Cu baba, dacă e prestabilită sau e pe bază de opțiune. Așa. Nu, deci e prestabilită în funcție de ziua de naștere. Next. Sunt două școli de gândire. Sunt unii care și aleg baba de la o dată dinainte de... Adică nu se uită la prognoză. O aleg ei la un moment dat? Nu, mai este a treia școală de gândire pe care o aplic eu. Eu mi-aleg baba la sfârșitul zilei. Adică văd dacă e cazul dacă ți-a plăcut sau nu. Mă, nu, bă, nu merge astea, de fapt astăzi. Ba da, de ce să nu meargă, ce? N-are nicio noimă. Dă-mă în judecat. Dar cei mai mulți sunt ăștia care o fac așa. Observ oricum că anul ăsta toate babele sunt reci. Toate babele. Da, în sensul că o să fie destul de... Toate, doamnele. E greu să prinzi o babă ca lumea, da. Vă rog frumos. Și azi oricum nu e ziua babei, e ziua moșului, că e ziua tovarășului Iliescu, dacă nu știu. Nu cred, azi e ziua tovarășului Iliescu. Deci nu poate fi, împlinește. Nu poate fi cu babă, e cu moș. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.